Tinerii care se căsătoresc vor trebui să declare într-un formular toate cheltuierile pe care le fac, de la plata fotografului, a muzicanților, și până la costurile legate de meniu și sala în care se desfășoară petrecerea. Vă solicităm informații despre persoane fizice și întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și societăți comerciale sau alte forme de organizare privind raporturile economice sau juridice pe care le-ați avut cu ocazia evenimentelor prilejuite de celebrarea căsătoriei civile și religioase. În sensul celor de mai sus, completați declarația alăturată cu privire la persoane, societăți, număr de telefon, adrese identificare, intermediari, orice alte date pe care le cunoașteți, dețineți privind formația muzicală, locație, eveniment, servicii, foto, video. Se arată într-un document pe care ANAF a început să-l trimită tinerilor căsătoriți din toată țara. Așadar, fiscul solicită nume de persoane și firme, numere de telefon, adrese și intermediari. Amenda pentru nerespectarea solicitării este de 2000 până la 5.000 de lei. Restaurantele și cei care prestează servicii foto-video și formațiile muzicale încasează de obicei sume mari de bani la petrecerile organizate cu ocazia căsătoriei. Informațiile sunt solicitate acum de fisc pentru a verifica situația veniturilor unor persoane sau firme. Din industria organizării denunți, domeniu în care se plăte sume mari de bani, dar de multe ori furnizorii de servicii, cum sunt fotografii sau formațiile, declară parțial sau deloc și astfel evită plata taxelor. Inițiativa NAF de a trimite astfel de cereri de informații este recentă și aplicată generalizat la nivelul țării.